Bună seara, stimați telespectatori, un an bun, la mulți ani și o vizionare plăcută în minutele care urmează cu invitații speciali de la ediția din acest an, prima ediție realizată în luna ianuarie 2015, una dedicată unor dosare care atrag privirile noii administrații prezidențiale. În prima parte a emisiunii ne vom ocupa de Republica Moldova, în partea a doua ne vom ocupa de situația din Ucraina. Pentru dialogul pe care l-am dorit pe marginea situației din Republica Moldova, a lucrurilor făcute în bine la București pentru frații noștri dintre Prut și Nistru, am ales o formulă de dezbatere, o formulă aparte. Sunt doi invitați speciali. În primul rând este domnul general dr. Florian Pința, ex-locțitor al șefului statului major general al Armatei României. Am onoarea să vă salut, domnule general. Am onoare, bună seara și la mulți ani tuturor de respectivă. Și apoi este George Simion, un om extrem de echilibrat, de lucid, care este președintele executiv al unei formațiuni civice ofensive despre care vă va vorbi chiar distinsul nostru conațional. Am onoarea să vă salut. Bine v-am găsit. Pentru început, stimați telespectatori, vă propun să urmăriți în circa două minute și câteva secunde un filmuleț care ne bate pe umăr vis-a-vis de o stare de spirit necesară în cele două Românii. România neîntregită și partea răsăriteană care trebuie să fie alături de noi în perioada următoare. Acum 200 de ani au fost rupți și izolați de țara lor. În urma încercărilor de a reveni acasă, au fost supuși unor politici neomenești. Însă prin prețul plătit de ei, deportări, foamete, război, genocid, românismul a supraviețuit până astăzi în România răsăriteană. Destinul lor a fost unul crud, istoria i-a supus tuturor încercărilor, dar ei au dovedit că românismul din ei nu poate fi niciodată prea scump. După 200 de ani, românii din Basarabia merită să-și recapete drepturile de români, pierdute împotriva propriei voințe. Credință nestrămutată! Patriei mele! Patriei mele! România! România! Jur! Jur! Să cinstesc tricolorul! Să cinstesc tricolorul! Și imnul țării! Și imnul țării! Jur! Jur! Să lupt! Să lupt! Să lupt de veșnicie! Să lupt de veșnicie! Să lupt de veșnicie! Pentru retrecirea României! Pentru retrecirea României! Ridic aici problema provinciilor istorice românești ce sunt despărțite de țară. Vorbesc aici de idealul a generației de români, ideal pentru care s-a trăit, s-a luptat și s-a murit de-a lungul secolelor. Vorbesc aici despre necesitatea unirii provinciilor istorice despărțite cu țara, despre refacerea României mari. E dreptul nostru, e dreptul atâtor generații de români, care secole de-a rândul și-au dorit asta. E ceea ce ne cer cei ce odihnesc sub glia țării, pe atâtea câmpuri de luptă de altă dată. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au dat semnalul că acum a venit timpul. Lor li s-au alăturat 116 parlamentari și împreună și-au propus să strângă 200.000 de semnături pentru a aduce Basarabia acasă. Semnează și tu legea pentru Basarabia și hai să aducem împreună cele peste 3 milioane de români acasă. Susține campania Aducem Basarabia acasă în calitate de voluntar sau printr-o semnătură. Cei care suntem în acest studio nu avem nevoie de o lege pentru a simți unitatea națională, necesitatea de a fi împreună cu frații dintre Prut și Nistru. Dar recunoaștem că Republica Moldova este o realitate geopolitică a ultimului sfert de veac, o perioadă în care și alte republici foste sovietice socialiste și-au încercat ușor drumul de îndepărtare de Imperiul Răsăritean.
Iar tema aceasta este importantă pentru că de la 1 ianuarie 2015 Rusia împreună cu Kazahstanul și Belarus formează nucleul dur al ceea ce aș numi Uniunea unui alt mod de a vedea viitorul Europei din partea ei răsăriteană, după un model totuși care ține de Uniunea Europeană la nivelul afirmațiilor generale, cel puțin al diplomaților ruși. Pe de altă parte, recent în Republica Moldova a avut loc un recensământ al populației, al locuințelor și datele au fost făcute publice cu unele erori inițiale, motiv pentru care am considerat că tema acestei emisiuni, acestei prime părți a emisiunii Valori Euroatlantice, trebuie să fie recensământul europenilor dintre Prut și Nistru. Domnule George Simion, înainte de a ne referi la recensământul populației dintre Prut și Nistru, aș vrea să semnalez telespectatorilor că ați avut pe blogul dumneavoastră din Cotidianul Adevărul, pe website-ul acestei publicații de importanță națională, un material de bilanță a ceea ce a făcut junimea română, conștientă, lucidă, din București, în favoarea Unirii. Aș vrea să-mi punctați câteva repere din ceea ce mi s-a părut o inteligentă trecere în revistă unor succese pe care le-ați avut dumneavoastră. Încă de la lansare, noi, Platforma Unionistă Acțiunea 2012, am avut acțiuni constante atât în România cât și în cel de-al doilea stat românesc, în Republica Moldova, pentru a uni cele două state. La nivel de societate civilă am acționat și la nivel internațional, am încercat să demarăm un proces de lobby atât în Parlamentul European, cât și la ambasadele europene care au sediu la Chișinău sau la București. În 2014, la fel ca și ceilalți ani de la lansarea noastră, am avut un an plin în care am avut foarte multe activități atât în România cât și în Republica Moldova. Unele din ele mulțumim pentru faptul că am reușit să le prezentăm publicului și prin emisiunea dumneavoastră. În Republica Moldova, unde arde cel mai mult focul românismului și unde este, ca să zic așa, bătălia cea mai mare de a convinge oamenii despre utilitatea Unirii. Asta pentru că sunt față în față cu vestigele fostului Imperiu Sovietic. Bineînțeles, pentru că au fost supuși unei aprigi campanii de dezinformare, inclusiv în ultimii 20 de ani de când s-au desprins de Uniunea Sovietică. Am avut acolo o caravană în luna iulie, am mers în peste 300 de localități și am vorbit cu oamenii din poartă în poartă, din ușă în ușă. A fost un autocar cu 50 de tineri, majoritatea din Chișinău, dar au fost și din București, în încercarea de a le explica oamenilor pe înțelesul lor ce ar însemna unirea. Am avut prin organizația noastră de acolo, Tinerii Moldovei, o campanie de informare privind recensământul, privind faptul că dacă românii de acolo vor protecția României, trebuie să-și declare ca limbă limba română și ca etnie etnia de român. Am avut manifestații stradale pe care presa le preia întotdeauna și am ajuns anul acesta în București să facem o manifestație de peste 10.000 de persoane pe Calea Victoriei până la Hanul Manuc, locul unde s-a semnat prima rupere a Basarabiei în 1812 prin pacea ruso-turcă. Am avut de asemenea o campanie Lunile Tricolorului în care am întins un tricolor de 300 de metri în toate orașele importante românești, inclusiv la Chișinău. La Chișinău, cu ocazia acestei campanii, am împărțit 1.000.000 de panglici tricolore, cum este aceasta de la mâna mea, încercând să promovăm valorile pe care le avem în comun. Limba, tradițiile, cultura, identitatea noastră pe fond. Și vrem să continuăm aceste acțiuni și în 2015. Cu cât noi ca societate civilă vom acționa mai hotărât și în număr cât mai mare, cu atât vom influența, credem, deciziile atât de la București și Chișinău, cât și de la Bruxelles. Domnule Jean, în calitatea noastră de aparent simplu cetățean, zic aparent pentru că
ați avut poziția secundă la nivelul statului major general, apoi știu că ați fost într-o anumită poziție importantă de consiliere în Parlamentul României. Cum vă raportați la această trecere în revistă și mă refer concret la ceea ce a scris pe blogul său conaționalul nostru vis-a-vis de evoluțiile în favoarea Unirii declanșate de la București de juni inteligenți și oameni care își iubesc patria in integrum? Pe scurt aș spune că e vorba de un uriaș pas înainte, în opinia mea. De altfel, acțiunea platformei unioniste, acțiunea 2012, este una pe care eu aș saluta-o cu mult respect și cu toată considerația, pentru că dincolo de ceea ce am văzut în filmul pe care dumneavoastră l-ați prezentat referitor la inițiativa parlamentară de încercare este rodul, pe care legislativă... Este rodul demersului acțiunii 2012. Să se rezolve cumva această problemă extrem de veche, aș zice eu, iată, dacă luăm care pe doar anul 1918 ne apropiem de 100 de ani de la Marea Unire și ar trebui să ne mișcăm ceva mai repede, ceva mai consistent în acest plan, cu atât mai mult aș aprecia faptul că prin eforturile platformei unioniste lumea noastră, toată, în ansamblul ei, dar în mod deosebit cei care au fost contactați de către membrii asociației sau membrii platformei în Republica Moldova, au luat cunoștință de elemente pe care altcumva probabil că de unii singuri nu le-ar fi identificat. Chiar dacă fiecare în străfundul inimii lui simte românește, simte nevoia să se exprime în acest mod, are nevoie de o încurajare din exterior și eu cred că în momentul de față, dincolo de mesajele elitei politice moldovenești, cele ale elitei politice românești sunt extrem de importante. Dincolo de asta, ceea ce societatea civilă reușește să facă direct în planul acțiunii practice pentru sensibilizarea populației, a oamenilor simpli, a celor care simt românește, în legătură cu această nevoie de manifestare a spiritului românesc dincolo de granițe, este extrem de importantă. Urmare, asta este viziunea mea vis-a-vis de ce înseamnă trecutul acțiunilor desfășurate până în prezent în plan organizatoric și de ceea ce ar trebui făcut de acum înainte, nu neapărat până în 2012, ci până dincolo de momentul în care se realizează și sper să se întâmple acest moment cât mai repede posibil unirea în matca firească a granițelor pe care România Mare le-a consimțit și le-a consfințit. Este, pe de altă parte, extrem de important, zic eu, ca acest demers, care, iată, poartă inițiativa societății civile, dar nu numai, să fie îmbrăcat într-o formă instituțională, să capete repere la care oamenii să se poată orienta și spre care să se poată îndrepta foarte serios. Pentru că, în ultimă instanță, atâta timp cât nu se va constitui o masă critică a populației românești de dincolo de Prut în legătură cu ideea apartenenții la România, este foarte puțin probabil că lucrurile se vor înfăptui dintr-o dată. Asta e și motivul pentru care am vrut să fiți prezent dumneavoastră, domnul George Simion, aici, pentru ca să discutăm ultimele date, recensământul populației și a locuințelor din Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră, domnule George Simion, acest recensământ? Dacă ar fi cum îl evaluați? De fapt, cum evaluez statul Republica Moldova prin instituțiile sale? A fost foarte defectuos și s-au comis foarte multe erori și multe încălcări ale procedurii unui recensământ normal. De ce credeți dumneavoastră că a fost amânată publicarea datelor recensământului după desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova? În mod clar, etnia, limba, de fapt identitatea națională în Republica Moldova constituie o mare problemă, pentru că fără această himeră pe care încearcă politicienii de la Chișinău să o promoveze, națiunea civică moldovenească, de fapt, rațiunea de a exista a statului Republica Moldova nu prea mai este, nu prea are fundamente pe termen lung.
astfel încât conceptul de două state românești, care este cât se poate de real, pentru că avem o populație majoritară românească în ambele state, o să ducă la unirea pe care noi ne dorim și pentru asta milităm. Am văzut pe unul dintre graficele acestui sondaj dat publicității, cu siguranță ați observat și dumneavoastră, că totalul celor care se declară că vorbesc limba moldovenească și cei care vorbesc limba română, deci amândouă categoriile vorbesc limba lui Mihai Eminescu, ca să folosim o terminologie pe care nu poate nega nici partea moldovenească, constituie un procentaj de aproape 80% din populația care a participat, că au fost și comune din apropierea Transnistriei, întreaga Transnistrie n-a participat la referendum. Acest 80% de vorbitori ai limbii lui Mihai Eminescu vă întărește în credința dumneavoastră că unirea poate fi mai aproape decât ne închipuim noi? Cu siguranță asta e o dată reală. Avem 80% fond etnic autohton în Republica Moldova și asta este fundamentul pentru care credem că unirea este aproape. Lucrurile au progresat foarte mult de la destrămarea URSS-ului până acum din punct de vedere al procentului etnic. Factorul românesc a fost în urcare. Acum m-ați întrebat de ce credem că s-a amânat anunțarea datelor. Este foarte după alegeri, este foarte straniu că perioada recensământului în primul rând a fost amânată. Prima oară trebuia să se desfășoare în aprilie. A fost o serie de bâlbâieli și cu două zile înainte să se desfășoare recensământul în aprilie s-a amânat pentru luna mai. În mod șefa Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, Lucia Spoială, a anunțat... Simplă coincidență între numele de familie dânsei, Spoială, și modul în care au anunțat ei rezultatele. Tot o Spoială. Îmi aparține afirmația. Vreau să vă spun că după terminarea procesului de recenzare a populației, a anunțat că acest recensământ are un coeficient de eroare de 6%, plus minus 6%. Destul de mare în raport cu alte... Ceea ce este incredibil, pentru că un recensământ nu este un sondaj de opinie care, într-adevăr, are o marjă de eroare de regulă de plus minus 3%. Mai ales că aici vorbe de date scrise. Chiar vă rog că intervin, cu cât s-a făcut și afirmația, cel puțin în comunicatul premergător rezultatelor finale ale recensământului, că ceea ce a stat la baza acestui scrutin a fost una din prevederile Uniunii Europene. Prin urmare s-a urmat un algoritm, o metodologie care este specifică Comunității Europene, la care statul român de peste Prut, practic, a aderat prin semnarea... La nivel de enunț. La nivel de enunț, evident. Sigur că, și îmi permit să continui un pic paranteza, sper să nu se supere colegul meu și să-și continue ideea după aceea, este extrem de important să sesizăm faptul că nu este cumva paradoxal, zic eu, că s-au produs atât de multe scurtcircuitări în procesul de identificare a populației românești în cadrul recensământului. Și am citit și eu ceea ce s-a publicat până în momentul de față în legătură cu acest lucru, mai ales că, să vă spun, s-a produs într-o perioadă în care forțele politice, elitele politice de care pomeneam la început, românești, cele care sunt autentificate să vorbească numele cetățenilor români de dincolo de Prut, nu erau la putere. Așa că trebuie să avem, cum spun eu, destul de multă înțelegere, zic eu, față de faptul că au existat niște scurtcircuitări, pe de altă parte, să nu fim la fel de suficient de naivi și să credem că lucrurile au fost întâmplătoare. Și eu cred că nu întâmplător s-a publicat acest rezultat exact în perioada în care toată lumea era în sărbătoare, dincolo de sărbătoarea Crăciunului, dar și de sărbătoarea trecerii noul an, când lumea probabil că este mai puțin atentă la lucrurile astea, e ocupată cu totul și cu totul cu altceva. Probabil că au lăsat cumva un gen de paranteză mult prea largă în care fiecare să-și expună un anumit punct de vedere. Dar cert este că rezultatele astea preliminare, așa cum sunt ele acum,
la care se adaugă marja de 6%, care nu este europeană, cu certitudine, publicată de către ei, dau un mare semn de întrebare asupra veridicității finale a raportului. Vom trăi și vom vedea ce se va scrie în finalul acestui raport în legătură cu structura populației românești din Republica Moldova și probabil că după aceea vom fi mai îndreptățiți să facem niște afirmații categorice în legătură cu cât de bine s-a desfășurat acest scrutin și cât de real prezintă situația din Republica Moldova din punct de vedere al cetățenilor români în momentul de față. Dacă nu mă înșelă memoria, chiar dumneavoastră a sesizat public pe blogul dumneavoastră că printre altele nereguli manifestate pe timpul acestui recensământ a fost faptul că erau sfătuiți să scrie cu creionul, să-și declare calitatea de moldoven, mă înșel? Sincer vă zic, dacă era după capul tovarășilor politicieni de la Chișinău, ei n-ar mai fi organizat acest recensământ deloc. Pentru ei a fost o... Îmi place franchețea asta. Pe ce se bazează afirmația? A fost o mare bătaie de cap. În primul rând pe faptul că nu vreau să facă publice rezultatele nici acum și le plănuiau după alegerile locale din iunie 2015 care o să aibă loc pe tot teritoriul Republicii Moldova. După aceea, Republica Moldova are mari probleme demografice care într-un fel au fost ascunse acum la afișarea rezultatelor, dar au fost demascate de unii experți de la Chișinău. Puteți să enumerați câteva dintre ele? Una, două? De la o populație stabilă de 3.500.000 de locuitori din Republica Moldova, fără teritoriile care nu sunt controlate în momentul ăsta, teritoriile de la Est de Nistru, s-a ajuns la o populație stabilă de 2.900.000 de locuitori, care include această populație inclusiv pe, spun ei, inclusiv pe oamenii care lucrează în străinătate. Ori să-ți dispară 600.000 de locuitori dintr-un total de 3.500.000 în 10 ani, de la ultimul recensământ până acum. Da, am pus această dispariție, nu vă contrazic, dar am altă viziune, pe faptul că, într-adevăr, cel puțin conform hărții, ei n-au ajuns în Transnistria. În Transnistria, acolo ar fi între 400.000 la 500.000 de locuitori. Este adevărat, însă populația totală cu tot cu Transnistria în 2004, pentru că s-a organizat un recensământ și în regiunea transnistreană, era undeva de 4 milioane. Cu 3 tot... milioane 900, parcă așa. Exact, da. Exact. Iar populația stabilă a Republicii Moldova, fără teritoriile de la Est de Nistru, teritoriile necontrolate de statul Republica Moldova, era undeva la 3.500.000. Dar am o întrebare, că m-ați provocat cu aceste cifre și vă dau dreptate că odată n-a fost Transnistria și brusc dintr-o dată jumătate de milion dispar în iant. Dar eu știu că mai mult de jumătate de milion de europeni trăitori oficial între Prut și Nistru, parte dintre ei lucrează în zona fostului Imperiu Sovietic, mulți în Rusia, parte dintre ei lucrează în Occident. N-am văzut nicio dată relevantă în această privință. Parcă toți ar fi întors acasă la recensământ. Scopul unui recensământ este de a oferi o imagine clară asupra statului în care sau pe se... cât posibil nebuloasă, cu eroare de 6%, nu? Da. Și tocmai asta nu s-a întâmplat. A fost o cheltuială a banilor europeni și banilor din România, pentru că România a fost unul dintre sponsorii principali ai acestui proces de recensământ, care până la urmă nu duce la niciun rezultat. Am avut cazuri de foarte mulți recenzori. Au venit la noi în Chișinău să ne raporteze faptul că nici măcar nu au fost plătiți pentru munca pe care au depus-o. Îl avem pe directorul IMAS de acolo, Doru Petruți, tot moldovean de la Bacău, care a semnalat multiple nereguli în procesul de recensământ și a cerut un audit extern, un audit din afara... Întrerup un pic pentru că pe ecran, stimați telespectatori, am pus și rog regia să mărească imaginea pe tot ecranul. Secvențe semnificative de la momentul în care, sigur, conform scenariului filmului Mihai Viteazu, voievodul Mihai Viteazu se îndrepta către oștirea care aparent trebuia să ducă lupta cu el și după cum se știe, oștirea moldoveană s-a alăturat
celor care erau sub comanda lui Mihai Viteazu. Aceste secvențe au un rost pentru că urmează președintele României să poposească la Chișinău timp de două zile, în mod simbolic, în zilele de 22 și 23 ianuarie, urmând ca luna februarie să aibă un dialog cu cancelarul Angela Merkel la Berlin și ulterior cu președintele François Hollande. Părerea mea, de simplu cetățean, dar de telespectator atent la unele mutații, este că încet, dar sigur, noua administrație prezidențială dă un semnal care nu mai ține de un om, ci ține de o obligativitate a politicii externe românești de a transforma în prioritate relația cu Republica Moldova și apropierea Republicii Moldova nu doar de Uniunea Europeană, ci și de standardele europene pe care deja românii în bună parte și le-au însușit și le respectă. Revenim la ceea ce discutam despre recensământ. Da, vă spuneam despre nenumăratele nereguli care au fost semnalate în cadrul recensământului. Mulți dintre recenzori spuneau oamenilor că nu au voie să se declare români atâta timp cât nu posedă un pașaport românesc. Totodată se făcea scrierea acestor oameni de teamă de a nu greși chipurile, se făcea cu creionul, urmând ca apoi să fie... Și asta de obicei în zona rurală. Da, unde oamenii erau mai puțin instruiți și... Și mai puțin conectați la anumite informații oficiale. Și procentul pe care datele preliminare ne le arată despre populația urbană versus populația rurală sunt foarte, foarte stranii. Practic, în acești 10 ani, populația rurală a crescut cu 8% în detrimentul celei de la Greu de crezut, pentru că nu s-au îmbunătățit condițiile de viață în mediul rural. Am fost acolo și știu cum e. În mod clar și evoluția societății în orice țară tinde ca populația rurală să scadă, iar cea urbană să crească. Pentru că tinerii vor să ducă o viață modernă, la oraș găsesc condițiile adecvate. Sunt foarte, foarte multe semne de întrebare privind acest recensământ și, repet, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova pe bani europeni și pe bani românești trebuie, cum a cerut și Doru Petruții, auditat și trebuie investigat. Nu putem lăsa niște oameni să-și facă de cap acolo doar pentru dorința, simpla lor dorință de a avea o jucărie numită stat și pentru a chinui cum vor ei niște cetățeni. Însă România nu este un stat jucărie pentru nimeni dintre vecini. Este un stat care va fi tot mai puternic și mai respectat. Din această perspectivă, ca un bun cunoscător al realității dintre Prut și Nistru, vă provoc. Dacă rezultatele referendumului, recensământului, așa cum sunt ele, cu 6% procent de eroare, ar fi fost publicate cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce efect ar fi avut asupra viitorilor aleși ai contribuabililor din Republica Moldova? Cu siguranță mulți dintre ei și-ar fi schimbat discursul. Chiar pe rețelele de socializare am văzut glume privind Marian Lupu, unul din bufonii de curte a oligarhului Plahotniuc de acolo, care glumele spun pe seama lui spuneau că după rezultatele recensământului, gata, nu mai vorbește moldovenește, din punct de vedere științific vorbește românește. Este această dualitate pe care noi o observăm la politicienii de la Chișinău și o sancționăm. Această dualitate care era să ne coste inclusiv vectorul european al Republicii Moldova din cauza dezamăgirii pe care populația din Republica Moldova o are față de clasa politică de acolo. Ori această dualitate trebuie sancționată din România, pentru că noi suntem un stat puternic, integrat în structurile euroatlantice, care poate cu adevărat să vadă ce se întâmplă peste Prut. Domnule general, în recensământul care a fost dat publicității, atât cât a fost dat, că sunt și lucruri care, din câte am văzut eu, nu sunt date, respectiv, poate mi-a scăpat mie, dar n-am văzut date privind categoriile profesionale care au participat la acest recensământ. Nu credeți că ar fi de reflectat, aveți experiență la nivelul Parlamentului României, ca și pe zona
militară, să facă să fie niște pași înainte. Și am să vă dau două exemple care pornesc din viață și nu pornesc că ne-am întâlnit acum și vrem doar să discutăm lucruri care sunt unele reale, altele ar putea fi abstracte. Sunt militari în rezervă care au luptat în Transnistria, trăiesc acum în România. Și atunci când s-au dus la structurile avizate ale statului nostru pentru a vedea dacă cu biografia lor merită o avansare onorifică la gradul următor, li s-a spus că au făcut parte din altă armată. N-ar fi un gest interesant ca printr-o inițiativă legislativă adecvată, în termeni corespunzători, să se găsească o soluție prin care să își asume statul român în zona rezerviștilor pe cei care nu au fost doar simpli purtători de grade, ci chiar au dus greu unei bătălii pe care noi am privit-o de la distanță, mă refer la războiul din Transnistria. Onorific statul român ar putea să le dea acest gest exterior, care n-ar avea relevanță financiară, ci ar avea o relevanță de recunoaștere că ei acolo în Transnistria, în bătălia aceea, cum erau ținuți, că n-aveau voie să iasă din tranșeu, n-aveau voie să treacă la ofensivă, n-aveau armele corespunzătoare, mureau pe capete, dar totuși ei s-au bătut pentru identitatea națională românească, așa cum era ea atunci. Ce părere aveți, domnul general? Vă întreb pentru că totuși aveți o privire, eu zic, de expert asupra modului în care s-ar putea promova ceva pe planul legislativ la noi. Nu cred că e lipsit de sens ceea ce spuneți dumneavoastră, ba dimpotrivă. E foarte interesant. Însă... Vă dau și un exemplu ca să vă stârnesc mai mult. Vorbeam înainte de realizarea acestei emisiuni la telefon cu domnul ministru Spiroiu, care urmează să ne viziteze din nou în acest platou de filmare și îmi spunea că urmează să aibă în zilele următoare o întâlnire cu generalul Costaș. Generalul Costaș trăiește în România, se întâlnește cu un fost ministru al apărării din România. Și de ce n-am putea noi, rezerviștii, să generăm, pe lângă factorii avizați și cu sprijinul societății civile, un demers național care se umple de bucurie? Pe cât s-au mai rămas în viață dintre luptătorii Transnistriei? Noi în legea cadru, dacă îmi permite să intervin, privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României, la unul din puncte prevedeam ca luptătorii de la Nistru, la fel ca cei care au luptat pentru armata română, dar sunt cetățenii ai Republicii Moldova, să primească aceleași drepturi și să fie considerați ca oameni care au luptat pentru România. Este doar una din propunerile pe care a rămas în faza de propunere. Este pe masa comisiilor de specialitate de sunteți la sunteți foarte elegant și diplomat, dar eu ca jurnalist îmi pot permite să spun că dacă până acum n-au mișcat nimic, ceva e putred în Danemarca. Cu siguranță sunt multe lucruri putrede în Parlamentul României și parlamentarii în marea lor majoritate sunt putrezi. Putrezi de bogați, ca mulți. Și fără un simț al spiritului național. În marea lor majoritate, pentru că am întâlnit și oameni care încearcă să... Noi nu generalizăm, dar totuși fotografiem anumite secvențe din această categorie specială. Iar demersurile pe care le-am avut noi la nivel de Parlament au fost susținute de mult prea puțini dintre membrii Parlamentului față de ceea ce au promis și în campania electorală din 2012 noi am fost la toți, din tot spectrul politic, să-și asume această chestiune a unirii. În campania electorală, fără probleme, și-au asumat foarte, foarte mulți din ei. Când vedeam în clipul 116, au intrat în Parlament. Însă când e vorba de acțiuni concrete... Verba volant, scripta manent. Ajungem la 5-10 din ei și e o mare problemă de respectare a acestor promisiuni. Oricând atât premierul, cât și președintele unui stat vorbesc despre același lucru, despre reunirea României. Pe cale democratică? Bineînțeles, pentru că în momentul ăsta vorbim de două state independente și numai voința poporului poate decide această... Și din fericire unire. Nu este doar precedentul german, a apărut un element nou, avem un președinte de naționalitate germană și văd că este un om care dorește să aibă contacte internaționale adecvate în spiritul politicii externe
conștiente a statului român, de menținere în comunitatea euroatlantică și întărirea relației cu Statele Unite ale Americii, care constituie partenerul nostru strategic. Dar te întrerup un pic pentru că vreau să continuați, da, și după aceea revenim. V-am lăsat să dezvoltați subiectul pentru că este extrem de interesant. Ca om care am lucrat o perioadă de timp și în Parlamentul României și să spun că aș putea evoca câte ceva din experiența mea de acolo, în sensul feeling-ului vis-a-vis de cât de repede se pot ataca de o idee. Dar și ale experienței concrete, că ați văzut mecanismul. Exact. Cred că soluții există. Problema este să existe întâi de toate dorința politică de a mișca lucrurile din loc și inițiativa pe care fie una din asociațiile militarilor în rezervă, fie pur și simplu un grup parlamentar o pot declanșa ca inițiativă, repet, se poate face foarte ușor. E însă mai complicat procesul ulterior și acolo, de fapt, este nevoie de foarte multă perseverență, atât din partea inițiatorilor, cât și din partea celor care conduc procesul legislativ. Fiindcă nu e suficient doar să lansezi o idee, un proiect de lege. Așa cum foarte bine ați sesizat, un proiect poate să rămână bine mersi într-un sertar, o veșnicie și niciodată să nu se pună în fapt. E suficient că cineva își poate permite să se ridice la tribună să se laude. Scuzați-mi, expresia nu este foarte academică, dar așa se întâmplă în realitate în Parlamentul nostru. Prin urmare, e nevoie de coalizarea și coagularea unui pol de sentimente, de gândire și de acțiune practică în Parlament care să conducă către o asemenea idee. Ideea asta sau inițiativa asta de a crea un grup al parlamentarilor români care să coaguleze cumva sub formă legislativă inițiativa de a ne alătura Republicii Moldova în demersul ei de realizarea unității naționale, dacă acesta va exista, având în vedere că cel puțin în momentul de față ei sunt încă în procesul de constituire a unei majorități parlamentare care să fie favorabile noului trend de politică de la Chișinău, s-ar putea să mai dureze o perioadă de timp. Deci eu sunt convins că fie prin AORR, fie prin Asociația Națională a Ofițerilor în Rezervă și Retragere, o asemenea inițiativă se poate lansa. Și poate găsim soluția ca cei, nu știu câți de mult sau de puțin au mai rămas din parlamentarii care au promis în campania electorală că vor face acest pas hotărător spre susținerea acțiunii 2012, să o și realizeze în practică susținând această inițiativă. Deci, părerea mea este că e posibil și este necesar. Altcumva rămânem doar la stadiul de vorbe goale. Corect. Ați vrut să interveniți. Unul din planurile noastre de lucru pe direcția de lobby politic presupune înființarea în Parlamentul României a unui grup parlamentar, Prietenii Unirii, care să-i reunească pe toți cei care nu vor doar să vorbească, ci să acționeze pe plan legislativ și pe plan de lobby în direcția reunirii. În ce fază se află acest grup? Am lansat invitația către mai mulți parlamentari la sfârșitul lunii decembrie, când votau bugetul. Peste 15 parlamentari deja au fost de acord să facă parte din acest grup. Sunt sigur că mulți dintre aleșii poporului se și uită la emisiunea asta și le lansez și pe cale publică invitația de a se alătura grupului. Și lansez și invitația ca la următoarele mele invitații pentru dumneavoastră să alegeți din rândul dânșilor pe cei care într-adevăr prin convingeri, discurs, dar și atitudine ofensivă susțin cauza acțiunii 2012, care este cauza națională, reîntregirea țării. Pe 10 februarie vom demara acest grup printr-o conferință de presă și o primă ședință de lucru cu domnii parlamentari. E o veste foarte bună. Este unul din planurile la care lucrăm și cu siguranță noi toți ca societate civilă, ca experți pe anumite zone, trebuie să acționăm și să facem progrese de la an la an, pentru că avem această fereastră de oportunitate de care trebuie să profităm. Nu ne stă nimic în cale în momentul ăsta din punct de vedere geopolitic, ca voința populară manifestată de cetățenii din cele două state să consfințească reunirea celor două românii. Poate vă gândiți să lansați o sintagmă nouă, poate cu prilejul evenimentului din februarie sau când apreciați dumneavoastră. Eu cred că a venit momentul în care
E foarte bine că oameni tineri ca dumneavoastră sunt în prima linie și sunt președinți și așa trebuie să fie. Dar ar fi bine să fie și un cerc de seniori, seniori naționali. Este o sintagmă americană, dar benefică. Oameni care doar să fie exact așa apelați, senior național, dar să fie într-un număr adecvat, nu numărul contează, ci faptul că vor veni cât mai mulți înțelepți lângă dumneavoastră, cu diferite expertize. De la militari în rezervă, la doctori, doctor în știință socială, în știință economice, care ar putea să vă sprijine cu o consiliere adecvată, care n-ar urmări funcții de prezidiu, dar simplu fapt că la un anumit eveniment ar veni și poate v-ar face semn din sală că vrea să spună 5 minute lucruri interesante de la tribună, ar mări și mai mult calitatea de forum național. Ca multe din sfaturile dumneavoastră și acesta cred că e un sfat util. Și chiar trebuie să lansați o inițiativă în direct acum. Chiar da. V-aș lansa o provocare ca să încercați structurarea departamentului de apărare națională a viitorului stat. Iată o idee unit. Frumoasă. O să o discutăm în afara emisiunii și o putem consolida pentru că așa cum a dovedit emisiunea Valorii Euroatlantice, sunt foarte mulți oameni a căror expertiză, nu pentru că au gradul de general, ci pentru că gradul purtat nu este primit în urma unor revoluții întâmplătoare la apelul de seară. Știu starea de spirit a armatei, atât armata care este azi în uniformă, cât și cei care sunt în rezervă. Dacă ne uităm la societatea americană, care este standardul democrației pentru cei care, chiar și în Europa veche, înțeleg drumul de mâine al Europei din perspective diferite, Uniunea Europeană fiind la ora actuală divizată, dacă e să luăm subiectul sancțiunilor împotriva Rusiei, generate de agresiunea împotriva Ucrainei, revenind la această idee, rezerviștii, cuprind categorii diferite. Nu sunt doar rezerviști pe linia de comandă ca invitatul din platou. Sunt rezerviști care au și altă pregătire. Sunt foarte buni sociologi, sunt foarte buni medici, sunt oameni care au predat în universități, începând de la Universitatea Națională de Apărare și la actuala Universitate Dimitrie Cantemir. De ce să nu le fie folosit aurul cenușiu, cum zicea un celebru om de spirit al românității noastre? Experți în relații internaționale care de asemenea pot fi de folos prin sfaturile și consilierea pe care o pot acorda atât asociații, dar și proiectelor de inițiativă care se lansează în continuare, pentru că e foarte important să ai în permanență lângă tine oameni care să fie în măsură să te și tragă de mânecă, scuzați-mi expresia, atunci când din prea multă dorință de a face un pas uriaș înainte, poți arde niște etape care mai târziu s-ar putea să fie esențiale. Corect. În consolidarea. Cum s-a întâmplat în Ucraina, unde s-au grăbit exact. Cu această întoarcere exact. La fața de la Occident, exact. Deși, luați din scurt, și am văzut chiar recent un reportaj făcut de un jurnalist rus, dat pe televiziunea lor, s-a urcat în tren lângă o cetățeană ucraineană cu un câine și a întrebat, spre vest sau spre est? La care i-a răspuns în limba rusă ucraineană, spre vest, pentru că acolo este locul nostru. Bun, dar asta după ce au murit mii de oameni, după ce au pierdut Crimea, după ce cele două republici populare caricaturi sunt împânzite de tehnică de luptă rusească. Ceea ce contează și bine ați punctat dumneavoastră este ca lumea să se lămurească. Însă deja cu românii timpul nu mai are răbdare, pentru că vine 2018. Este o generație tânără, generația colegului nostru de platou, care are o șansă uriașă să miște din loc acest demers, care altcumva a existat în planurile politice ale tuturor generațiilor de politicieni care s-au perindat după Revoluție în România, dar care nu s-au înfăptuit decât într-o extrem de mică măsură. Sigur, noi avem obișnuința să-i socotim pe frații noștri de dincolo de Prut ca fiind ai noștri. Și mai avem obișnuința să spunem că numai ei vor fi vinovați dacă nu se va reîntregi România în granițele ei naturale. Nu și noi. Noi ne mulțumim doar cu faptul că dăm un număr de autoturisme Dacia Duster, că asigurăm un anumit gazoduct care să asigure pe o perioadă de timp nevoile energetice ale Republicii Moldova și alte câteva acțiuni de tipul ăsta, dar nu înțelegem
că dacă nu pornim foarte serios la această treabă, care înseamnă întâi de toate trezirea conștiinței naționale a cetățenilor români din Republica Moldova în legătură cu acest aspect și pe cale de consecință și a elitelor politice care sunt în măsură să decidă pentru țara lor dacă un asemenea pas este sau nu posibil de înfăptuit, nu vom putea realiza acest lucru. Deci noi dintr-o parte, ei din partea cealaltă. Undeva trebuie să ne întâlnim la jumătate, iar efectul trebuie să fie ăsta. Cel care s-a produs la 1 decembrie 1918. Foarte bună intervenție, ați vrut să completați. Sunt foarte de acord cu ceea ce a spus domnul general. Atitudinea cereți-o voi, descurcați-vă, cereți-o cumva și vom face unirea, s-ar putea să fie lașă, ba chiar complice. Nu poți să lași victima abuzată timp de 70 de ani să își rezolvă singure problemele și trebuie să îi întinzi mâna. Iar președintele actual al României, Klaus Iohannis, a spus că este datoria Bucureștiului să propună această reunificare și numai a Bucureștiului, iar a Chișinăului să o accepte. Așa că ceea ce constituie o noutate, pentru că până acum, trebuie să recunoaștem, până la Klaus Iohannis, noi respectam modelul istoric. Adică Parlamentul de la Chișinău să fie cel care să declare și apoi Parlamentul de la București să fie cel care să consfințească. Așa că pe durata mandatului lui Klaus Iohannis așteptăm ca Bucureștiul să ofere această reunificare către Chișinău, să facă propunerea. Pentru că ne apropiem de partea finală a emisiunii noastre, vreau să vă întreb un lucru concret. Am citit o declarație lui Mihai Ghimpo, care este președintele Partidului Liberal. Ea avea două enunțuri. Primul, că există o presiune clară asupra Partidului Liberal de a accepta doar funcții ministeriale simbolice în viitorul guvern. Și atunci Dumitru Diacob, care este politrucul Partidului Democrat al lui Marian Lupu, este cel care spune că la discuțiile între cele trei partide pro-europene care au câștigat alegerile, cineva lipsește fiind la schiuri, o modalitate de a ține pe tușă pe Ghimpu, pentru că Ghimpu spune clar, sunt trei funcții în stat, președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului Republicii Moldova și șeful de guvern. Sunt trei partide, înseamnă că funcțiile trebuie distribuite după acest criteriu. Și apare bomboana pe colibă. Am văzut în declarația domnului Ghimpu că este vizat pentru funcția de președinte, dar eu sper că e o glumă, evident proastă, dar a celui care s-a gândit nu la glumă, ci la acest proiect, ca celebrul Plahotniuc să devină în viitor președintele Republicii Moldova, domnul Marian Lupu să fie președintele Parlamentului și domnul Vlad Filat, altfel respectabil, să fie premier. Păi dacă Plahotniuc, recunoscut de Voronin ca mare mafiot, să o spunem în clar, ajunge președintele Republicii Moldova prin absurd, înseamnă că vom avea Republica Mafiotă Moldova. Și asta o spun pentru telespectatorii de la Chișinău. Ceea ce în mare parte și avem, că asta e rațiunea de existență a statului Republica Moldova, ca cei 3 milioane de români de acolo să fie ținuți prizonieri de o clasă politică care s-a obișnuit cu privilegiile din vremea Uniunii Sovietice și îi place să aibă propria jucărie. Acum, negocierile partidelor echipurile europene de la Chișinău mă dezgustă, e ca știu ca broasca și curacu. Excelentă comparație. N-am să vă întreb din eleganță, n-am să vă întreb cine știu ca cine e broasca, cine e racu. Și cu siguranță dezamăgește și cetățenii Republicii Moldova, iar numai faptul că acest teribil domn Diacov, care a zis că negocierile nu trebuie purtate europene și în stil european. Da, în stil european, cum se face în vest și nu trebuie aduși oameni din vest pe anumite funcții din Republica Moldova, ci tot trebuie să se facă moldovenește. Și numai faptul că acest domn Diacov s-a gândit la posibilitatea aducerii la guvernare și a comuniștilor și inclusiv alt partid de acolo, din cele trei, s-a gândit la această posibilitate.
Pe mine mă îngrozește faptul că au trebuit să moară oameni ca să fie dat jos de la putere Voronin. Și... Ne referim la aprilie 2009, când au ieșit tineri în stradă. Exact, și au dărâmat puterea comunistă și faptul că aceste victime nu sunt respectate și acest sacrificiu al tinerilor care au ieșit și au spus România nu uita, Basarabia e a ta și au cântat Deșteaptă-te române pe 7 aprilie. Faptul că sacrificiul lor este tratat cu dispreț de acești politicieni ne dă de gândit și pune o altă lumină asupra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și cum a fost și cazul recent să mă întâlnesc. Nu întâmplător avem pe ecran imagine cu un portavion american de pe care decolează avioane militare implicate în operațiunile antieriene contra statului islamic, pentru că avioanele americane aterizează nu numai pe acest portavion, dar escadrile ale lor poposesc din fericire în zboruri de antrenament și pe aeroportul militar de la Mihail Cogălnicianu. Au fost și pe aeroportul militar de la Câmpia Turzii, unde au cooperat cu aviatorii militari români și factorul american va face prin forța sa disuasivă diferența specifică în următoarea perioadă la această frontieră momentană a NATO de pe Prut. Spun momentană pentru că în timp, în mod firesc, în mod obiectiv, Republica Moldova, acolo unde vocile tinere, generația tânără, oamenii conștienți de șansa lor Uniunea Europeană, vor schimba pe cale democratică actuala stare de lucruri, care a fost foarte bine definită de colegul meu, George Simion. În finalul emisiunii, aș vrea de la fiecare dintre invitați un pronostic. Domnul George Simion, ce vrea să facă acțiunea 2012? Văd că țineți de această acțiune 2012, deși mi-ar fi plăcut să-i schimbați numele în acțiunea 2018. Să facă în acest an 2015, care este un an destul de imprevizibil pe planul modului în care Rusia se va mișca în fostul spațiu ex-sovietic. De la înființare acțiunea 2012 până în 2018, noi sperăm să facem unirea. Pașii pe care îi vom face până atunci se îndreaptă către acest lucru. La nivel de lobby politic, înființarea și acțiunile concrete pe care le va realiza grupul Prietenii Unirii în Parlament. La nivel de mass media, la finalul lunii ianuarie vom face o reuniune a jurnaliștilor din România și Republica Moldova. La nivel de informare a populației Republicii Moldova despre ceea ce ar însemna pentru ei unirea și practic tot ce am făcut și în anii trecuți de informare a întregii populații din România și în Republica Moldova despre viitorul nostru comun. Domnule general, ați văzut un tânăr lucid, demn, concret, trece des în mod democratic în cadrul unui exercițiu european firesc de afirmare a societății civile din România într-un spațiu de complementaritate cu societatea civilă din Republica Moldova, după o asemenea evoluție în apropierea conaționalului nostru. Ce șanse dați reunificării naționale în următorii ani? Vă spun în felul următor, tocmai pentru că apreciez foarte mult aceste inițiative și eforturile pe care tânăra generație din Republica Moldova le face pentru coagularea unui alt tip de atitudine față de România și românism. Să nu uite nici cetățenii români de dincolo de Prut, nici ai noștri, cuvintele marelui Ștefan cel Mare și Sfânt. Moldova nu e a mea, nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și urmașilor voștri în veacul veacurilor. Deci generația tânără și cea care urmează după ea este cea care trebuie să beneficieze de actele și faptele noastre de astăzi. Este adevărat, dar mă uitam amuzat la faptul că un european care semnează și pe blogurile din Adevărul cu poziții antiromânești și prorusești a fost invitat în fața camerei de filmat a unui băiat care scrie la Vox Publica de regulă în limba rusă și scriitorul respectiv îmi scapă numele. Acum a spus că numai 10% din cetățenii Republicii Moldova își doresc acum unirea. Ei bine, stimați telespectatori, părerea mea este că trebuie să răspundem acestei propagande anti-unioniste și declanșată cu scopul de a crea teamă, de a menține sperietoarea cu unirea cu România. Trebuie să generăm o tribună mai mare,
la care să vină oameni luciți, oameni avizați, să vorbească pe bază de programe, ca cei din Republica Moldova, europeni egali în drepturi cu noi, oameni care sunt priviți la Bruxelles cu speranță, să beneficieze nu doar de dragostea frățească, să beneficieze și de acțiuni concrete la toate nivelele. Începând de la schimbul de relații firești, la nivel prezidențial, Klaus Iohannis se va duce la Nicolae Timofti în curând, continuăm cu sprijinul reciproc pe care România, la nivelul parlamentar, guvernamental, poate să dea în diferite foruri pentru drumul european al Republicii Moldova. Vă mulțumesc, domnule George Simion, vă mulțumesc, domnule general, pentru ceea ce ați exprimat în această emisiune. O emisiune la care vom mai invita oameni să-și exprime opiniile în mod liber despre cum putem să ajutăm pe frații din Republica Moldova să se simtă egalii noștri în toate privințele. Nu doar cetățeni cu pașaport românesc, ci cetățeni cu carte de identitate românească. Așteptăm sugestii ale dumneavoastră pentru a continua printr-un dialog public adecvat, civilizat, democratic, o dezbatere privind soarta Republicii Moldova pe calea sa europeană până în 2018. Un an în care sperăm că oficialii din România și din Republica Moldova vor fi alături, nu cu identități diferite, ci cu structuri identice, cu o singură armată națională, cu un singur guvern, cu un singur parlament, cu un singur președinte. Am onoarea să vă salut și să vă invit după pauza publicitară să urmărim partea a doua a emisiunii dedicată situației din Ucraina. Continuăm emisiunea Valori Euroatlantice. Așa cum v-am promis, în partea a doua ne vom ocupa de situația din Ucraina. Și în platou se află în continuare domnul general Florian Pința și un invitat nou. Este vorba de directorul revistei Geopolitica, domnul colonel în rezervă, dr. Vasile Similianu. Am onoarea să vă salut, domnule colonel, și să mă bucur că ați răspuns invitației noastre și ați revenit în studioul 6 TV. Dânsul este foarte prins și greu trece pe aici, dar acum am stabilit un pact. Un pact de comunicare modernă. Ideea este că scoate atâtea lucruri bune, le editează, le lansează pe piață, încât e păcat să nu fiți informați asupra momentului aparițiilor și măsura în care sunteți interesați să răspăiți o revistă care are atât articole în limba română, cât și în limba engleză, atât diplomați străini care sunt acreditați la București, cât și profesori universitari de peste hotare care sunt onorați de a fi prezenți în paginile revistei Geopolitica. Geopolitica care este rodul unei pasiuni, mai rar întâlnită în media de astăzi, pentru că e vorba de o revistă care coagulează eforturile unor conaționali conștienți că, deși o asemenea revistă nu are nici pe copertă și nici în conținut sex, scandal și sânge, totuși pune în atenția lumii cum poate evita noi teatre de operații în care a curs și din păcate încă mai curge sângele unor nevinovați dincolo de militari sau insurgenții care sunt implicați în operațiunile armate. Domnule general, domnule colonel, într-un schimb de urări cu diplomați acreditați în București, unul dintre ei dintr-o zonă mai estică îmi spunea, spre surpriza mea, că își dorește în 2015 pace. De aici și întrebarea mea, domnule Vasile Similianu, mai ales că ați dat un titlu care mi-a plăcut, Gambitul Reginei, Geopolitică la Marea Neagră. Nu știu cine e regina, dar despre Gambitul Păcii, ce puteți să spuneți? Regina, bănuiesc că este în primul rând ceea ce am vrut să scot în relief, că totuși aceste mutări care sunt pe tabla de șah din zona eurasiatică trebuie să aibă un final fericit pentru noi toți, adică bunăstare și liniște. Din păcate, știm foarte bine că am intrat în acest nou an cu probleme destul de complicate în zona bazinului Mării Negre. Și România este foarte legată de geopolitica Mării Negre. Dacă nu mergem pe ideea că noi avem un rol important și, din păcate, se cam uită acest lucru de foarte multe ori în foarte multe relații internaționale cu statele riverane bazinului Mării Negre, vom avea de pierdut.
Eu zic că România, domnul colonel Simirianu, are posibilitatea, domnul colonel Simirianu, moment, vă rup din discursul dumneavoastră care ține de activitățile frumoase care le organizați și aveți aula plină și vorbiți oamenilor și vreau să-mi faceți, pentru că aparține ideea, un tur de orizont al situației țărilor riverane Mării Negre. Cum vedeți dumneavoastră situația din aceste țări în acest moment, începând, dacă vreți, de la Ucraina? Situația este foarte complicată. Ucraina, cu această intervenție a Rusiei în zona Donbas, cu conflictul înghețat din Transnistria, să nu mai spunem apariția statutului Crimeei sub altă formă politică, Georgia cu cele două, trei conflicte înghețate, mă refer Osetia, Jaria și Abhazia, Nagorno-Karabakh în partea Armenia-Azerbaijan. Deci sunt probleme destul de complicate și probleme de stabilitate. România s-a afirmat și în documentele oficiale ale NATO, poate să fie un donor de securitate foarte bun împreună cu Turcia, dacă ar face strategii comune și ar putea să implementeze în relațiile cu statele riverane anumite strategii NATO care să aducă securitatea și pacea și nu să accentueze aceste conflicte care știm și noi că un conflict înghețat se derulează pe o perioadă foarte mare de timp. Cred că aceste conflicte înghețate ar putea să fie stinse. Dar aici este voință, e vorba de voință, este vorba de dialog între statele implicate. România a fost printre primele state care au recunoscut Ucraina. Dar vedeți că Ucraina este contestată de Rusia, contestată de Rusia în condițiile în care Rusia asigura securitatea Ucrainei. Invazia din zona Donbas o văd exact ca invazia din 68 în Cehia, în care cel puternic a intrat în cel Sunteți mai puternic. Primul care faceți afirmația asta și îmi place. Da, din păcate este o realitate. De ce să nu spunem? Dacă mai țineți minte la o cafenea geopolitică când am discutat de o inițiativă dumneavoastră interesantă, situația internațională și cu conflictele înghețate și cu rolul Națiunilor Unite și toate chestiile astea. Bună și cafeaua, bună și inițiativa. Mulțumesc. Știți că am spus că dacă nu erau Jocurile Olimpice de iarnă, probabil că Rusia interveneau la Kiev în dați-mi în minte și chiar m-a surprins afirmația dumneavoastră. Și în momentul ăla am spus că e o problemă de timp până când Ucraina va interveni în Rusia. Și într-adevăr, Rusia a intervenit în Ucraina. Eu cred că problema se poate rezolva între cei doi, între Ucraina și Rusia, cu sprijinul comunității internaționale. Din cauza că dacă e să luăm noile strategii ruse, mă refer aici la panslavism, la panodosism, vom vedea că au efecte foarte mari asupra teritoriului ucrainean. Și relațiile dintre Ucraina, dintre Kiev și Moscova ar trebui să fie mult mai strânse pe calea dialogului. Din păcate, consider că la ora actuală nu este un dialog între cele două state. Avem pe ecran imagini cu voluntarii ucrainieni care participă la operațiunile menite a restabili autoritatea statului ucrainean în ceea ce președintele Poroșenko numește zona antiteroristă. Președintele Poroșenko chiar recent, zilele trecute, a chemat presa la momentul în care comandanți din diferite unități au preluat 150 de tancuri, avioane remodernizate, refăcute ale armatei ucrainiene, într-un gest de a arăta că la ora actuală forțele armate ucrainiene au o dotare asigurată 100% în raport de misiunile atribuite armatei statului ucrainean. E un lucru de discutat, dar este un pas înainte. Un pas în a crea nu o forță de atac, ci o forță cel puțin necesară pe planul descurajării unor alte intenții tot mai vizibile ale celor care își doresc un stat în stat, aceste două republici populare, să devină o realitate care deocamdată este departe de a fi un conflict înghețat ca în Transnistria, ci este un conflict extrem de incandescent. Am făcut aceste precizări pentru că aș vrea să-l rog pe domnul general Florian Pința să ne facă o interpretare a modului în care vede pariul
președintelui Piotru Poroșencu pentru anul 2015. Avea dreptate colonelul Osimileanu că, până la urmă, la masa tratativelor Ucraina și Rusia sunt cele care vor ajunge, dacă vor ajunge, la un modus vivendi, dar vedem că asistăm la consolidarea grupului format în Normandia. Adică, pe de o parte, sigur, Ucraina, Rusia, dar participă la discuții și Germania și Franța. Și mai nou, citeam o informație de ultimă oră, președintele Franței ar înclina pe o ridicare a sancțiilor economice, fie și parțiale, contra Rusiei, iar ministrul de externe german afirma că nimeni nu își propune să îngenuncheze Rusia, ci doar să o determine să vină la masa tratativelor, cum spunea colegul Similanu. Care e punctul noastră de vedere? Da, ar fi ideal să se întâmple așa. Într-adevăr, Rusia să revină la mai bune auspicii decât cele pe care le-a dovedit până în momentul de față și să încerce un dialog... Bun, am reținut ironia. Acum okay. Să vedem punctul nostru de vedere. Ok. Eu cred că vom asista și în anul 2015 la escaladarea conflictului din Ucraina. Și am să vă spun și de ce. Rusia nu întâmplător a adoptat o altă doctrină națională și nu întâmplător a declanșat într-un alt mod decât cel cunoscut până acum războiul hibrid din Ucraina. Pentru că vorbim de un război hibrid recunoscut la această dată inclusiv ca atare de către NATO. În sensul că maniera în care a fost abordat acest conflict este unul cu totul și cu totul atipică. În paranteză, să ne amintim că cel puțin în momentul de față, după ultimele date, există între 5.000 și 10.000 de soldați în zona estică. Vreau să vă întrerup un pic. Un om care va aprecia activitatea, domnul Jean Vasile Apostol, îmi spunea că deseori a beneficiat la întoarcerea noastră din misiune în străinătate, unde ați participat la diverse instruiri, simpozioane, seminarii, de concluzii inedite privind modul în care analizau occidentalii, aliații noștri, conflicte din zone fie înghețate, de care vorbea colonelul Similanu, fie din zone pe care acum le evocăm, sigur, dintr-o altă perspectivă. Ceea ce spun eu nu este un lucru absolut inedit. Sunt lucruri care sunt cunoscute de către cei care au acces și studiază fenomenul Qatar și chiar sunt interesați să descifreze mecanismele după care s-au produs aceste evenimente. Ca atare, revin la subiect, mai sunt alte 50.000 de militari în afară? În apropierea granițelor ucrainene, care așteaptă. Deci, conflictul asimetric, aș zice eu, dar în fond hibrid, așa cum a fost definit inclusiv de către NATO, este unul care îngrijorează pe toată lumea. Și nu întâmplător trecerea de la forța de reacție rapidă în măsură să acționeze în 5 zile la o forță de acțiune imediată, dislocată în flancul vestic al NATO, în zona țărilor baltice, Polonia, România, este o măsură care să descurajeze acțiunea posibilă ulterioară a Rusiei. Nu întâmplător, în sensul că ideea este următoarea. Atenție, aceste trupe, dacă sunt dislocate aici, iar voi vă permiteți să treceți peste ele, treceți peste NATO. Și atunci se activează articolul 5, pentru că altcumva esența NATO ca alianță politico-militară nu există. Iar măsurile practice care se pot aplica într-un asemenea conflict, din punctul de vedere al țărilor membre NATO, nu poate exista decât numai în prezența manifestărilor specifice articolului 5. Deci un conflict care vizează o țară membră NATO și care, prin extensie, vizează tot NATO în ansamblul lui ca alianță politico-militară. Vă întrerup un pic ca să vă provoc la o analiză a două aspecte. Recent am luat un interviu ambasadorului Poloniei la București și după interviu, deci nu în cadrul interviului, a ținut de câteva ori să-mi spună că și în Polonia și în România trebuie o atitudine pe zona publicistică cât mai echilibrată, pentru că din perspectiva analizei pe care a făcut-o, nu se pune problema unui conflict între Federația Rusă și NATO. Pe de altă parte, ne uităm la ceea ce a hotărât summitul NATO din Marea Britanie, care a vorbit de o primă forță de reacție rapidă, simbolică, inițial 2.000 de oameni, după aceea 4.000 de oameni, dar acum să fim serioși că suntem militari care am văzut multe. Ce înseamnă 4.000 de oameni față de o forță? Să luăm chiar ultima cifră avansată de noastră, 50.000 de militari.
Da, acești 5.000 de militari din Forța de Reacție Rapidă care vor fi gata în anul 2016 în măsură să acționeze ca Forță de Reacție Rapidă NATO cu acțiune imediată, este dedicată acestui scop de care am vorbit ceva mai devreme. Doar de atenționare. Nu puteți trece dincolo de această graniță cu acțiunile voastre. Prin urmare, rezolvați-vă conflictul la voi acasă. Împreună cu Ucraina, dacă va fi posibil acest lucru. Eu sunt sceptic. Revin asupra acestui subiect, că lucrurile vor decurge în felul ăsta, decât dacă și numai dacă Ucraina va reveni la un alt tip de atitudine. Să nu uităm că recent a renunțat la statutul de țară neutră. Tocmai în ideea în care demersul privind, să spunem, o viitoare posibilă aderare a țării la NATO este fezabilă. Domnul general, vă întrerup pentru că e un dialog, e un brainstorming. Sigur că da. Recent am purtat un dialog public cu generalul Decebal Ilina, care știți că conduce și Asociația Diplomaților Militari, a condus 8 ani Structura de Informații Armatei României și în cadrul acestui dialog mi-a spus nu trebuie să creăm, nu era vorba de România, ci era vorba de comunitatea euroatlantică, nu trebuie să creăm ucrainelor iluzia că pot intra în NATO. Au un drum lung de parcurs până să îndeplinească standardele. Și în același timp mai spunea, și asta vreau să comentați, că și la nivelul oficialilor români trebuie purtat un alt tip de dialog, un alt tip de semn al public către Moscova, nu unul care se irite. Care e opinia dumneavoastră? Da, și eu cred că așa este. Nu e neapărat nevoie să irităm dacă nu e necesar. Mai ales că iritarea asta nu poate produce decât o dezagreabilă opinie din partea opiniei publice vis-a-vis de atitudinea unei țări membre NATO și a alianței în ansamblu ei. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să nu urmărim evoluția și să nu fim pregătiți pentru orice situație de acest gen. Nu înseamnă nimeni că ne gândim la o escaladare a conflictului în care, în ultima instanță, adversarul principal, chiar dacă este definit ca atare în doctrina NATO, să fie NATO. Doctrina Rusiei să fie NATO ca atare. Haideți să fim serioși. E o cale lungă până se ajunge acolo. Dar Rusia se înarmează. În condițiile în care economia Rusiei este aproape în pragul colapsului, cu pierderi uriașe datorită scăderii prețului petrolului, datorită deprecierii rublei, datorită sancțiunilor impuse de către comunitatea euroatlantică, își permite să aloce un fond uriaș pentru înarmare în continuare. Iar Putin a promis la ultima întâlnire cu presa, în cadrul discursului anual cu privire la starea națiunii, că în 2 ani de zile va trece peste această criză, folosind uriașele rezerve de care Rusia dispune. Dar mai rezista Putin 2 ani de zile? E o întrebare valabilă și pentru domnul colonel Similianu. Este o altă interpretare. Noi trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt ele la ora actuală. E o întrebare care am vrut să repet și la alți invitați, pentru că nu trebuie să confundăm propaganda, atitudinea oficială de sfidare, trebuie să spunem lucrul pe nume, cu realitatea din teren. Din păcate, deocamdată, Putin se bucură de o popularitate foarte mare în rândul populației, în ciuda faptului că aversiunea creată de intervenția în Ucraina ar fi trebuit să producă o cu totul și cu totul altă atitudine a populației față de el. Poate că populația Rusiei este convinsă că, pornind de la Petru I, politica și strategia declanșată la vremea respectivă a trebuit să se aplice și acum și că reintrarea în vechile granițe autentice rusești a teritoriilor care cândva i-au aparținut de drept este o măsură necesară în momentul de față. Rămâne de văzut dacă istoria va consemna ca un act pozitiv această atitudine a lui Putin sau dimpotrivă. Eu cred că nu. Pentru că dincolo de partea istorică, care sigur poate fi luată în considerare, vorbim despre încălcarea dreptului internațional, al existenței statelor ca atare. Dincolo de faptul că vorbim de, în termeni militari, de război hibrid, vedem suferința populației din Donbas. Vedem faptul că inclusiv Crimea, prin măsurile care s-au luat de către comunitatea euroatlantică, are de suferit. Populația ca atare este cea care suportă consecințele măsurilor politico-economice pe care Moscova le-a dictat. Nu, a zis bine, Lenin. Pentru că bunicul Putin a servit la masă și pe Stalin și pe Lenin. Dar fac o paranteză, e un motiv de a vă invita pe amândoi la un comentariu la ceea ce o să spun acum. Citeam zilele trecute o foarte interesantă reconstituire a evenimentelor de la Kiev. Și pentru prima dată am aflat, am să spun pe scurt,
despre un dialog purtat între Sikorski, fostul ministru de externe al Poloniei, și Lavrov, actualul ministru de ani buni ai Rusiei. Și Lavrov l-a întrebat pe Sikorski, ce s-a întâmplat cu lovitura de stat de la Kiev? Cum dintr-o dată a fost obligat Piotr Poroșenko să plece? Și Sikorski a spus, n-a fost așa. Adevărul este că după ce a semnat președintele, după noapte albă, acordul cu liderii opoziției, și e sala celebră în care Sikorski a zis către liderii opoziției, semnați acum sau va fi, a zis termeni mai duri, va fi măcel, atunci dintr-o dată Piotr Poroșenko a văzut de la fereastra Palatului Prezidențial, foarte interesant, polițiști, celebri polițiști care se opuneau manifestanților, care au intrat în ei, se îmbarcau în autobuze și plecau. Și întrebarea este câte nu știm noi despre starea de spirit reală din Ucraina, pentru că ei n-au plecat fără a primi un ordin. Oficial, Sikorski a fost informat că polițiștii au plecat de frică că, vezi, Doamne, din Lviv urmeau să vină 4.000 de pistoale mitraliere. Lovitură de stat a fost, numai că provocată de forțe interne care, la fel ca în decembrie 89, au dorit să scape de un mod de a conduce defectuos societatea. Și așa a plecat Piotr Poroșenko. Situația este extrem de complexă. Să nu ne imaginăm că putem descifra în câteva minute pe care le avem la dispoziție. Dar începem să aflăm lucruri pe care nu le știam. Dar aflăm lucruri. Da. Doar aici am stat de vorbă împreună cu distinsul meu coleg Gianu Petrescu vis-a-vis de ce înseamnă Stan Petrescu despre ce înseamnă inteligența rusească. Aici a pus, este o întreagă, cum spun eu, armată de oameni care pun la punct aceste scenarii, fiindcă orice s-ar spune despre conducerea de la Moscova, numai că nu este irresponsabilă din punct de vedere al viziunii pe care o aruncă asupra efectelor pașilor făcuți în Ucraina. Nu, ei au știut precis unde se vor duce, când, cum. Aduceți-vă aminte că după summitul de la București, când prin opoziția Germaniei și Franței nu s-a semnat tratatul de înscriere pe cursul aderării la NATO a Ucrainei și Georgia, la 4 luni de zile Rusia a intrat în Georgia. Nu întâmplător s-a produs efectul ăsta. Exact, spunea și domnul colonel, abia au așteptat să termine jocurile olimpice și au intrat în Ucraina. Deci planul a existat cu mult înainte. Să nu ne imaginăm că s-a făcut așa peste noapte și că ei sunt niște irresponsabili și nu știu ce fac. Știu foarte bine ce fac. Pe de altă parte, hibriditatea conflictului de care vorbeam este determinată de faptul că în teritoriile care acum sunt ocupate de către Rusia, vorbesc de Crimea și vorbesc și de Donbass, este foarte multă populație rusească. Populație rusească pe care eu aș considera-o, cum spun eu, într-un fel sensibilizată de atitudinile ucrainienilor la rândul lor. Iar cu măsurile care acum sunt aplicate împotriva lor, pentru că, repet, ei sunt cei care, în ultima instanță, resimt puternic recurul acestor măsuri, să nu vă imaginați că dintr-o dată vor fi de partea Ucrainei. Deci vor avea mult de luptă, apropo de dialogul dintre Rusia și Ucraina, pentru a rezolva acest conflict. Și revin la ideea cu care am pornit. Nu cred că va rămâne un conflict înghețat, chiar dacă în multe din exprimările oficiale ale liderilor de la Kremlin s-a reiterat negru pe alb această idee, că e posibil să întâmple așa ceva. Nu uitați că inclusiv în Uniunea Economică Euroasiatică, Ucraina era considerată o parte și un pion extrem de important la care Rusia n-a renunțat niciun moment de față. Uitați-vă că s-a deschis de la 1 ianuarie această Uniune, dar problemele Rusiei se transmit ca un tăvălug asupra celorlalte țări, și asupra Belarusului, și asupra Kazahstanului, și asupra Armeniei, care fac parte din această congregație de state, o congregație economică întâi de toate, dar și asupra Kârgâzstanului, care urma să adere în mai 2015. Deci sunt lucruri mult mai complexe decât par la prima vedere și decât de putem cuprinde noi cu mintea, ținând cont de informațiile la care avem acces în momentul Domnul Comandant Similanu, vreau să-mi comentați următoarea situație. Pe unul dintre website-urile presei electronice din Republica Moldova, cineva pe blogul personal relua o opinie exprimată în România de un om care acum nu mai este activ, dar a lucrat în structurile bine informate ale regimului apus în 1989, și persoana respectivă, nu-i dau numele că nu fac publicitate aici, spunea că Uniunea, adică, bine am zis Uniunea Euroasiatică, vreau să zic Uniunea Sovietică, dar că planurile Moscovei sunt de a fi Federația Rusă să aibă graniță cu România. Cum vi se pare un asemenea anunț, domnul colonel Similanu? Pe asta ar însemna să anulăm Ucraina. Ori în totalitate, ori o anumită parte din Ucraina.
ar însemna să anulăm Republica Moldova. Deci strategiile Rusiei, într-adevăr, sunt pe termen foarte lung făcute. Întrebarea pare simplistă, dar având în vedere ce aveți în revistele dumneavoastră și la cărțile la care ați lucrat, chiar aștept nuanțări din partea noastră. Noi am căutat de fiecare dată să scoatem de la naftalină, ca să spunem așa, unele teorii care au fost lăsate prin sertare și teorii ale școlii anglo-americane, de obicei că astea sunt cele mai importante, dar n-am trecut cu vederea nici teoriile ruse. Și ne-am dat seama că totuși Rusia și-a făcut un program de perspectivă până în 2025-2050, strategic, ieșirea la oceanul planetar. Sunt realiste aceste planuri? Unele dintre ele să știți că se realizează. Rusia chiar le-a realizat. Ar fi extinderea militară în nord, în zona înghețată. Extinderea militară în nord și vedeți că și treaba cu Crimea, deci Marea Azov, care se află sub controlul Rusiei, unde are flota și chestii de genul ăsta. Dar Rusia uită că degeaba ai flota în Marea Neagră, dacă nu poți să faci nimic cu ea, că trebuie să treci prin cele două strâmtori și strâmtorile sunt o cheie foarte importantă pentru relația Marea Neagră, Marea Mediterană, Oceanul Planetar și sunt sub control NATO. Mai concret, sub control turcesc. Nu, NATO. Turcia este stat membru NATO și este sub control NATO. Dar NATO chiar a preluat regulile impuse de statul turc. Chiar dacă Turcia are o... Am trecut pe acolo cu navă militară și știu exact cum este. Chiar dacă Turcia are o strategie de securitate în zona Mării Negre semnată cu Rusia și cu Ucraina, vedem că Ucraina a fost, deși este membru semnatar, a fost atacată de către Rusia. Sau s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, că realitățile sunt mult mai complicate și probabil că o să dureze ceva timp până când o să aflăm ce a fost în spatele ușilor închise și a acestui pas făcut de Rusia în zona de est a Ucrainei. Deci Rusia are flotă, dar nu are ce face cu ea. Nava Mistral pe care o să o ia și... Două trebuie să ia. Una va fi în Marea Neagră. Ce vei face cu nava Mistral în Marea Neagră? Ai doi potențiali inamici. România și Turcia în momentul în care discutăm de... E interesant că ați omis Bulgaria, deși Bulgaria este tot stat membru NATO. Strategiile pentru Bulgaria sunt mult mai complicate. Mult mai complicate. Rusia are strategii pentru Bulgaria și pentru Serbia. E destul de complicat să intrăm și în asta, timpul de fapt nu ne permite. Să înțelegem că afinitatea de origine slavă contează? V-am spus că au activat teoreticienii, geopoliticienii ruși, au activat panslavismul și panismele germane a lui Sofer, au fost reactivate acum panortodoxismul și panslavismul, au fost teorii pe la 1900. Și acum au fost reactivate. Moscova se vede urmașa Bizanțului. E destul de complicat. Afirmația asta vă aparține sau este scrisă undeva că Moscova se vede urmașa Bizanțului? Este și oficial în strategiile ruse. Negru pe alb. Negru pe alb, bineînțeles. Și mai ales pe partea religioasă. Pe partea religioasă, da. Iar Biserica Autocefală Română îi deranjează că autocefalitatea, independența... Ei văd că Moscova este cea care coordonează întreaga activitate religioasă ortodoxă și vor ca să fie un pol de putere central care să... În orice caz, ați spus și dumneavoastră la Chișinău, Republica Moldova, și știți realitatea tristă din Republica Moldova, că acolo 300 de biserici din cele 420 sunt controlate de către cei care sunt supuși patriarhiei ortodoxe ruse. Iar mitropolitul Petru nu este agreat, și mă refer mitropolitul Petru, care conduce bisericile care se supun patriarhiei ortodoxe române. Da. Am discutat direct cu dânsul. Deci nu este onorat cu prezența necesară la ceremonii oficiale cu ocazia diferitelor evenimente. Ba chiar am purtat o discuție cu cineva de acolo și am zis, de ce nu invitați la evenimentul respectiv? Ce să nu se supere Vladimir, care reprezintă Patriarhia Ortodoxă Rusă. E acolo este în primul rând o luptă de mentalități în momentul de față. Da, dar să nu uităm că totuși în perioada comunistă unele biserici au fost transformate în baruri, altele au fost în depozite, altele în spitale de bolnavi cronici și numai transformări de astea foarte curioase. Iar după 90, după câștigarea independenței Republicii Moldova, s-a investit foarte mult în restaurarea acestor lăcașe de cult și înseamnă foarte mult și, într-adevăr, e o plăcere să mergi în bisericile ortodoxe
care sunt sub umbrela Patriarhiei Române. Când discutăm de Chișinău, și în Chișinău, ca și în Ucraina, sunt foarte mulți cetățeni ruși, de origine rusă. Marea majoritate a celor care au migrat din Republica Moldova au cetățenii români care au primit cetățenia. Da, dar recentul recensământ despre care discutam cu domnul Jean și cu George Simion în prima parte a emisiunii arată clar. Adunați cei care vorbesc limba lui Eminescu, fie că se cred moldoveni, fie că recunosc că sunt români, reprezintă 80% dintre cei care au participat la acest recensământ. De acord. În condițiile care nu suntem foarte sigur că toate datele care au fost comunicate sunt exacte. Iar eroarea este de 6%. Vreau să creez o situație de criză. Domnul general, îmi cer scuze că o să revenim asupra celor spuse de dumneavoastră și inclusiv la cărțile pe care le-ați adus. Domnul general, eu am adus în discuție enunțul făcut de un expert militar în rezervă de la București vis-a-vis de faptul că Rusia își dorește să fie la granița cu România, adică mai concret să aibă vechiul teritoriu al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, dar l-am privit cu înțelegere dumnezeiască creștină și mai ales cu ironie, pentru că totuși americanii sunt la baza militară de la Mihail Cogrănicianu. Și acolo, prin calcul, un avion militar, dacă decolează de la Cogrănicianu, ajunge la Tiraspol în mai puțin de 4 minute 39 de secunde, doar că să salute pe ministra frumoasă de externe de la Tiraspol. Nu iau în calcul strategii militari ruși, discutând pe plan strict militar, faptul că America și-a întărit pozițiile în România, în Polonia, în țările baltice? Credeți că zborurile de tatonare, zborul la nivel strategic, făcute în decursul lunii noiembrie, decembrie și cele anterioare, n-au fost luate în calcul? Deci să nu ne imaginăm că, repet, ele nu fac parte dintr-un plan. Întâi de toate au testat, au vrut să vadă în ce măsură NATO reacționează la aceste imixtiuni ale lor în spațiu aerian al celorlalte state, dacă vorbim doar de spațiu aerian. Dar să nu ne imaginăm că doar pe spațiu aerian s-au limitat măsurile pe care ei le-au desfășurat la nivel strategic, ci și în cealaltă zone, a zice în toate zonele. Au fost tatonări, încercări, infiltrări lor de temperatură, în ghilimele, a mediului, a modului în care se reacționează și așa mai departe. Dacă ne referim strict la ce se întâmplă în momentul de față, în bazinul Mării Negre, că vorbim de geopolitica Mării Negre, în lucrarea domnului Coronel. În revista dânsului, dar partea a doua este dedicată situației din Ucraina. Exact. Să ne uităm că totuși Crimea este foarte aproape de teritoriul românesc. Sunt doar 200 km în linie dreaptă. Nu e foarte 250. Departe. 250. Dacă socotim acum ce reprezintă platoul continental al Mării Negre, dacă socotim faptul că insula Șerpilor a fost câștigată la Haga de România într-un, să spunem, proces foarte, foarte dificil. Un proces care a fost câștigat de actualul ministru de externe Bogdan Aurescu, care a contribuit, au contribuit și ofițeri din statul major general al Armatei României. Știu că și care nume ne-a dat, concrete. Și care ne-a dat în sfârșit dreptul de a exploata zăcămintele din Marea Neagră și interesele pe care Rusia eventual, prin extensie la ceea ce înseamnă teritoriul actualei Crimeei, dincolo de insula Șerpilor, s-ar putea să și le pretindă și ne putem duce cu gândul la situația în care am putea să fim puși, apropo de provocarea pe care mi-ați adresat-o, dacă un asemenea lucru s-ar produce. Deocamdată observați că Rusia este în expectativă, are multe, foarte multe alte probleme de rezolvat, inclusiv în interior, înainte de a face pasul următor, cum ar fi posibil cel de care eu am vorbit acum, ca să vină foarte aproape de granițele NATO, dacă nu cumva contingent cu granițele NATO. Și păstrează tamponul pe care Ucraina, în celălalt spațiu, neocupat încă, până în momentul de față, l-ar putea reprezenta vis-a-vis de relația Rusia-NATO. Mă întrerup un pic pentru că avem pe ecran și rog colegii din regie să mărească imaginea. Este vorba de noile blindate, recondiționate și redate unităților de luptă ale armatei ucrainiene, o modalitate de a le oferi luptătorilor din armata Ucrainei o revigorare a speranței că ei contează în economia arhitecturii statului ucrainian. În același timp, sunt și voci de genul
am avut un dialog cu domnul general Alexandru Grumaz, am publicat pe blogul din Adevărul și la un moment dat dânsul spunea ar fi bine să avem și trei submarine germane, U-214. Bineînțeles, imediat au început comentatorii pro-răsăritani să spune că asta ne lipsea când populația o duce atât de prost. Ei bine, în urma unei discuții cu domnul ministru Nicolae Spiroiu, și o să-l invit la un dialog adecvat, dânsul spunea că nu este nicio noutate, că a existat un asemenea plan, chiar au fost vizitate submarine de acest gen și că la un moment dat statul român intenționa să achiziționeze pe baza unei documentări trei submarine care, după conform principiului cunoscut și văzut și cu fregatele românești actuale, unul este în misiune, unul se pregătește de emisiune și unul este în refacere. Vezi, noi vorbim doar de forța de reacție rapidă, fără să luăm în considerare că, și când spunem forța de reacție rapidă, vedem nemijlocit militari. Nu numai cei 5.000 de militari fac parte din această forță dislocabilă imediat, ci sunt și aeronavele și navele de luptă, care, iată, deja au început să se repoziționeze în raport de situația geopolitică și de situația strategică. Da, dar Rusia zice, da, dar s-a încălcat înțelegerea. Vezi că suntem într-o paradigmă foarte periculoasă. Este vorba de această escaladare permanentă. Se cheamă, ajutați-mă, vă rog, domnule colonel, dilema securității. Da. În termeni de limbaj, să spunem, specific, geopolitic și strategic. Adică pe mi-a măsură ce... Adică știați sintagma, dar da. Ați vrut să creați așa un pic așa. Adică de... pe măsură ce un actor se înarmează, celelalte se simt periclitate și fac și el același pas. Uitați-vă deja la măsurile care se iau în Polonia, la care se iau în statele nordice, inclusiv Suedia, care nu este stat membru NATO, își propune să redisloce o altă, cum spune, un alt procent din produsul intern brut pentru apărare. Da, domnul general și domnul colonel, dar există voce în România, nu mai dau nume, care spun așa, domnule, să fim serioși, Rusia nu s-a atace NATO, Ucraina n-a fost independentă, are multe părți, inclusiv teritorii românești care au fost partea României mari, de ce să plângem noi pe umărul lor? Domnul colonel, ce părere aveți? Eu aș pleca totuși de la un alt aspect. În urmă cu 80 de ani, Iorga Behedinți spunea că pentru România vitală este axa Ponto-Baltică. Și că sâmbtorile, Bosfor și Dardanele, reprezintă plămânii României. Foarte interesant. Vă ascult. Bun. Păi noi suntem exact, după 80 de ani, suntem exact în aceeași situație. Relația Ankara-București-Varșovia. Este această axă foarte importantă care trebuie consolidată de către NATO. Și de către Uniunea Europeană, având în vedere că suntem pe granița de est. Securitatea în zonă poate fi asigurată, securitatea flancului, asigurată de cele trei state. Să nu uităm că Polonia joacă destul de tare și destul de puternic, este membra a triunghiului de la Weimar. Și cu ce? Are și cu ce? Are și strategii, trebuie să recunoaștem chestia asta, să nu uităm parteneriatul estic care a plecat tot de acolo. Să nu uităm că are totuși o armată foarte bine dotată, are și o economie care funcționează foarte bine. Și strategiile noastre ar trebui să fie apropiate de cele două state, având în vedere că noi suntem la mijloc. Deci mă refer de Turcia și de Polonia pentru acest flanc. Și trebuie să recunoaștem, dacă mă îngăduiți o mică paranteză, că Polonia a devenit purtătorul de cuvânt al statelor NATO care se află la frontiera răsăriteană a comunității euroatlantice. O relațiile noastre, ori noi la ora actuală nu prea avem strategii viabile cu Polonia. Noi ar trebui să forțăm puțin nota în relațiile cu încă Polonia. Încă sunteți elegant, adică dumneavoastră vreți o concretizare mai eficientă a parteneriatului strategic dintre România și Polonia. Bineînțeles. Mă iertați, eu chiar vă rog să interveniți. Cinic, pentru că exercițiile militare de la Vilnius ar trebui să ne dea cu mult mai mult de gândit vis-a-vis de ce înseamnă potențialul nostru comparativ cu potențialul Poloniei și de măsurile convergente care ar trebui adoptate în acest flanc de către cele trei state. Eu aș spune măcar de România și Polonia. Pentru că Vilniusul de anul ăsta a demonstrat că ținta poate fi Polonia, Letonia, da. Lituania, da, 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 și Estonia. Și aș continua, foarte ușor. Și aș continua din ideea noastră cu o propoziție și apoi vă ascult, domnul Constantin Emiliano. Să uităm că Polonia a mai decis și a făcut publică hotărârea ca unitățile armatei poloneze, care 70% erau în partea vestică a Poloniei, să fie dislocate în est. Nu cred că România își poate permite o măsură similară.
Nici eu nu cred de lucrul ăsta. Nu, față, dar bineînțeles că nu ne putem permite din datorită faptului că avem alte situații, alte condiții strategice și alte priorități. Da. Și pentru că suntem extrem de atenți la modul în care premierii unor state aflate la vest de noi, cazul concret al Ungariei, joacă la două capete. Adică sunt în Uniunea Europeană, sunt în NATO, dar joacă de partea răsăritenilor. Da, măsurile luate și de Uniunea Europeană și de NATO au fost destul de dure la adresa Ungariei și îi batem pe ala. Sper ca Orban să realizeze că e o mare greșeală drumul. Sunteți pe care un optimist. Deși să nu uităm că la campionatul mondial de fotbal Orban era lângă Putin și... Ca din întâmplare. Da, erau simpli europeni care doreau să fie prezenți la un eveniment sportiv. Spunem de Polonia. Polonia, așa că foarte tare, este membru al triunghiului de la Weimar, alături de Germania și de Franța. Ați evocat deseori... În momentul în care Marea Britanie a anunțat că există și Cameron, premierul Cameron a anunțat că există tendința Marii Britanie de a se retrage din Uniunea Europeană, vreau să înțelegeți că troica europeană va fi reprezentată de Polonia, Germania și Franța. Ori noi avem relații foarte bune cu francezii, trebuie să avem relații foarte bune cu polonezii și trebuie să avem și relații foarte bune cu germanii. Să sperăm că vizita pe care președintele Klaus Iohannis o va face la Berlin va fi în favoarea acestei idei. De ce vă spun lucrul ăsta? Înainte, în perioada de după, pe timpul celorlalți război mondial și după acest război, era o axă foarte importantă. Berlin, București, Bagdad. La ora actuală, această axă trece prin Belgrad, nu mai trece prin București. De ce? Datorită strategiilor proaste pe care le-am avut în relațiile cu Germania. Este o axă energetică foarte importantă pentru România. Deci am venit cu două axe, axa Ponto-Baltică și axa Berlin-Bagdad, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să le reactivăm și să începem să facem strategii în așa fel încât să construim niște relații diplomatice, economice, comerciale și militare și strategice pe aceste două axe. Domnul colonel, un moment, vă întrerup, pentru că ați folosit în mod repetat verbul a trebui. A zis trebuie, dar de când scoateți dumneavoastră revista geopolitică, nu v-ați săturat, nu v-ați plictisit că bateți la uși închise? Păi nu am bătut la uși închise din cauza că... Asta o spun din perspectiva... Un moment, revista geopolitică ajunge printr-un sistem de difuzare inteligent și în cabinete semnificative ale României și la ambasade importante din București. Prilej cu care... Ajunge și în străinătate. Prilej cu care, chiar vă rog, dincolo de revistă, câteva secunde să ne prezentați cele două cărți care le-ați adus. Deci aici este prosidicul de la Școala de Vară făcută la Ploiești, conflicte asimetrice și conflicte înghețate. Unde știu că a fost prezent, dacă nu mă înșel, și ambasadorul... A fost invitat și ambasadorul Ucrainei, al Arabiei Saudite, al Iranului, Azerbaijan și Turcia. Din păcate, din partea Rusiei n-am avut pe nimeni, n-au dorit să participe. Probabil că aveau altă agendă. Așa. Ca să folosim o terminologie diplomatică. Eu sper ca ambasadorul Rusiei să participe la o... întâlnirea geopolitică cu Club Rumenia, în care să ne lămurească totuși cu strategiile Rusiei și cu geopolitica actuală pe care o duce Rusia, pe care o promovează, având în vedere că fiind în zona de contact, pentru noi este foarte important să știm cum să ne reorganizăm și să ne refacem strategiile. Și a doua carte? Și a doua carte este cartea profesorului Călin Vlad de la Facultatea de Istorie, România și Marile Puteri 1944-1947. Sunt publicate pentru prima dată în România documente din arhivele diplomatice din perioada interbelică care au intrat în posesia României în anul 1984 și acum au fost publicate. Sunt documente unice în care vom vedea foarte multe lucruri foarte interesante și vom vedea că și atunci, ca și acum, România este în relație cu marile puteri și trebuie să joace alături de marile puteri. Cu siguranță că acolo a fost probabil menționat sub o formă sau alta, directă sau indirectă, și acordul de la München.
Aici se referă în special la documentele din arhivele americane și engleze. Dar am adus aminte despre acordul de la München, da, pentru că în presa americană a apărut un material interesant care pune problema dacă nu cumva în privința Ucrainei ne îndreptăm spre un nou acord de la München, și pornește de la următoarea analiză, faptul că sunt dese întâlnirile dintre Sergei Lavrov și secretarul Departamentului de Stat, John Kerry. Preferă foarte mult președintele Obama, care nu mai are un dialog direct decât ocazional și, dacă vreți, protocolar cu președintele Vladimir Putin, au chimii diferite, dar America își dorește să se ajungă la un dialog și chiar la o înțelegere cu Rusia pentru a detensiona situația actuală. Condiție în care, scrie autorul acelui material, publicat chiar de New York Times, există pericolul ca să nu fie respectată suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei, cel puțin a prioric. Este evident că nimeni din actorii, niciunul din actorii puternici de pe mapa mondă, zice, nu numai din planul securității euroatlantice și a flancului vestic al NATO, nu-și dorește altceva decât un astfel de sfârșit fericit. Încheierea unui conflict prin acordul părților, în așa fel încât să revină la statul quo-ul de dinaintea începerii sau declanșării acestui conflict. Mă tem însă că americanii și-au făcut calcule foarte serioase în legătură cu această chestiune, dovadă rezoluția Congresului Statelor Unite, care, iată, a adoptat în unanimitate măsurile punitive împotriva Rusiei. Și sprijinul pe care îl acordă direct Ucrainei este consistent. Vorbim de armament antitank, vorbim de drone, vorbim de elemente de apărare în general, dar vorbim și de ajutor financiar. Fiindcă, să nu uităm, Ucraina are nevoie de, dincolo de cele 15 miliarde de dolari acordate Fondul Monetar Internațional, de 17, de încă 15. Și calculul este făcut tot de către Fondul Monetar pentru a evita colapsul financiar. Deci, falimentul statului. Așa încât, cum să vă spun, este extrem de important să vedem lucrurile în dimensiunea lor și să nu ne oprim doar la câteva chestiuni care aparent pot fi rezolvate simplu. Sigur, ar fi excelent să asistăm la un nou acord München. Toată lumea vrea implementarea celui vechi și schimburile de prizonieri care s-au făcut sau trebuiau să se facă între Federația Rusă și Ucraina au cam ieșuat. E o măsură mică. Nu, aici am o informație de ultimă oră. Da? Deci, în momentul de față au rămas, după datele Ministrului Apărării de la Kiev, prizonieri în zona Donbasului, doar 400 și ceva de militari ucraineni, echivalentul unui batalion. Okay. Pentru că restul s-a făcut un schimb, după sistemul îți dau un ucrainean prizonier, îmi dai 2 de-ai mei. Deci asta a fost. Mea culpa, ultimele informații pe care le aveam eu erau, conduceau către asemenea asentare. Ca moderator, nu puteam să vă raportez decât date de ultimă oră. Sigur că da. Deci cam în dimensiunea asta văd eu lucrurile. Nu exclud posibilitatea unui nou München. Să vim însă avem pe ecran, stimați spectatori, primirea deosebit de caldă a președintului Ucrainei, pentru că discutăm despre Ucraina, în Polonia. Observați relațiile deosebite atât între președinți cât și între soțiile acestora. E o primire care arată respectul pe care Polonia, despre care discutam, îl acordă Ucrainei, Polonia fiind cu un interes aparte pentru menținerea independenței, suveranității, integrității teritoriale a Ucrainei, în condițiile în care partea occidentală a Ucrainei, din rațiuni istorice, se uită mult spre vest. Vă rog, domnul Gean. Aș vrea să fac o corecție, dacă îmi permiteți, ca o erată la ceea ce am spus mai devreme. Cred că am omis o eroare atunci când am menționat exercițiile militare de la Vilnius. De fapt, erau de la Kaliningrad și țin neapărat să fac această precizare pentru a nu se interpreta de către telespectatorii noștri. Dar n-a fost o eroare, pentru că au fost și imagini difuzate de Serviciul de Relații Publice Americane cu exerciții făcute de americani, cu 150 de parașutiști trimiși din Italia, atât cu militari estonieni, lituanieni, cât și polonezi, în diferite locuri. Eu mă referam la faptul că rușii au făcut aceste exerciții la Kaliningrad, comunicând la finalul exercițiilor că au fost în stare să alarmeze și să constituie o armată în doar o zi. Asta în replică la faptul că alianța poate să disloce o forță de dislocare rapidă în două zile. Da, diferența fiind că ei invocă, cel puțin la nivel propagandistic, o armată. Sigur. Iar noi vorbim doar de 2.000 sau 4.000 de oameni.
Deci asta a fost ideea în care am menționat în contextul respectiv ce poate să însemne cinismul vis-a-vis de atitudinea față de Polonia și țările baltice în ecuația de securitate. Ați vrut să interveniți, domnul colonel. Da, voiam să spun că totuși statele baltice și statele nordice într-adevăr și-au dislocat foarte multă tehnică militară în zonele de interes unde se află conglomerate militare. În definitiv e vorba de apărarea națională, exact. Apărarea statalității celor republicilor menționate de dumneavoastră. Eram la Bergen, Norvegia, în primăvară și în septembrie, pardon, și am văzut septembrie 2014, acum fiind în 2015. Da. Și am văzut un convoi de instalații de rachete Patriot destul de consistent. Înseamnă că erați agent american care a fost infiltrat în Norvegia să transmiteți la cartierul general al NATO date care doar să confirme. Eram într-o simplă călătorie și într-adevăr mi-am dat seama că treburile se precipită și se complică. Dar concret ce ați văzut? Norvegia... Stați un pic că vă exploatez enorm. Concret ce ați văzut? Instalații de rachete Patriot. Deci un convoi de rachete Patriot. Foarte interesant. Și dacă vom vedea și Polonia ce face cu sprijinul pentru țările baltice, care știm foarte bine că n-au armată activă decât foarte mică și n-au avioane de luptă. Iar referitor la Ucraina, Ucraina trebuie investit foarte mult în dotarea militară datorită faptului că tehnica pe care o are este tehnică rusească, specialiștii pe care îi are sunt marea majoritate specialiști ruși. Și infiltrați puternic, și inclusiv infiltrați, serviciul de spionaj. Sunt date publice, recent dezvăluite, cu o întreagă rețea în cadrul serviciului. Acum nu putem să acuzăm toți cetățenii ruși din Ucraina că sunt de partea Rusiei. De ce? Din cauza că trebuie să avem în calcul și familiile mixte și cei care nu mai vor să plece în Rusia, care gândesc că Ucraina este țara lor. Foarte interesante sunt strategiile Poloniei în Ucraina Vest. Nu știu dacă la fel de interesante sunt strategiile noastre în Republica Moldova, dar aș vrea și aș dori să fie la fel de interesante. Stop, Candru, pentru că intrăm în ultimele 5 minute și vă pun la un test. Avem pe ecran imagini, regia să le măriți pe tot ecranul, imagini cu cei doi șefi de stat al Ucrainei și al Poloniei. Polonia, însă, prin Donald Tusk, fostul premier polonez, deține o funcție cheie la Uniunea Europeană. Polonia, deci, are o modalitate extrem de diplomatică de a veni în sprijinul unei țări care încă are statut de partener, dar face parte, pomenează dumneavoastră, de parteneriatul estic, în limita a 2 minute. Cum estimați evoluția statului ucrainian în cursul anului 2015, mai ales în primăvara, care se anunță destul de caldă? Evoluția statului ucrainean. Să sperăm că va trece cu bine această iarnă și vor avea resurse energetice, că dacă nu, vom avea foarte multe victime în Ucraina, având în vedere că ele sunt mult mai dure decât sunt la noi, odată. Cred că personalitatea lui Pietru Poroșenco a demonstrat până acum că e în stare să promoveze niște strategii foarte bune. Consider că și Putin, când spun Putin, Moscova va găsi calea reală și normală de a face cât mai puține victime și de a încheia acest conflict, chiar dacă va dura o perioadă mai mare, dar să facă primul pas. Și sper în realismul politicienilor de la Moscova că vor face primul pas, având în vedere că totuși Lavrov, trebuie să recunoaștem, este un diplomat foarte, foarte bun. La fel și Petru Poroșenco, care ați văzut că are tot felul de întâlniri la nivelul diplomației, la nivelul cu diplomația rusă și dorește foarte mult să stingă acest conflict. Din cauza, cum spunea și domnul general, nimeni nu dorește ca acest conflict să se extindă. Diplomația asta ar fi rusă... o aberație ca NATO să dorească UE, să dorească China, să dorească să acest conflict se efectueze. Diplomația rusă până pe data de 11 ianuarie oficial are vacanță, dar știm toți că deja a avut loc o întâlnire la nivel de directori între partea ucraineană, partea rusă, ca să continui ideea dumneavoastră, prin care s-au discutat ultimele evoluții deloc fericite din zona Donbasului. Domnule general, în ultimele 2 minute ale emisiunii, pentru că a spus și în prima parte, am discutat despre Republica Moldova, acum am discutat împreună cu colegul și partenerul de dialog, colonelul Similianu, despre Ucraina.
Ce așteaptă în 2015, ce așteaptă pe administrația prezidențială românească vis-a-vis de iarna care încă mai continuă și de primăvara care se anunță destul de caldă în spațiul ex-sovietic? Vă referiți cu precădere la Ucraina sau la Moldova? Și. Complicată și dificilă sarcina mea. Mai aveți 90 de secunde. Eu sper, asta însemnând că sunt optimist, ca lucrurile să intre într-o evoluție încet, încet de apropiere spre normalitate. Nu spun de normalitate 100%. Două condiții esențiale pentru Ucraina ca să mențină. Să beneficieze de sprijin financiar extern, pentru că altcumva intră în colaps, și să-și găsească resursele interne pentru reorganizarea sistemului statal, în așa fel încât să-și poată furniza singur nevoile de securitate, nu să aștepte ca ceilalți parteneri să fie cei care să-i rezolve problemele. Unul din punctele cheie poate fi și Münchenul, aplicat cum se cuvine, inclusiv de către ucrainieni, nu doar prin cerințe din partea rusă. Foarte interesant. Vă mai acord un minut. Da. Deci, ce nu funcționează la ora actuală din acest acord? Păi, în afară de vorbe, se pare că nu funcționează nimic. Fiindcă altcumva granițele s-ar fi stabilizat, schimburile... Noile granițe, evident. Când ne referim la Crimea și la zona Donbasului. S-ar fi stabilizat și fiecare din cele două părți, beneficiind pe de o parte de asistența OSCE, pe de altă parte de arbitru, să spunem, pe care reprezintă fiecare din țări în această ecuație, ar fi respectat înțelegerea. Înțelegerea pe fond este corectă. Și fiecare s-ar fi retras în limitele care sunt, ca prin pas, care sunt atribuite. Adică acel buffer zone care ar fi trebuit zona să fie tampon. Creat, zona tampon, ar fi fost obligatorie pentru a se stabiliza cât de cât și a se renunța la aceste măsuri punitive care, repet, se reflectă nemijlocit, sunt resimțite direct de către populația locală. Ei sunt cei care resimt cel mai dureros efectele măsurilor politice, economice, militare și de altă natură, inclusiv diplomatice, care sunt luate acum împotriva lor de către comunitatea euroatlantică. Tocmai pentru a forța cumva blocarea acestei situații și oprirea ei chiar și la faza unui conflict înghețat, care nu este, după opinia mea, de dorit. Da, eu părerea mea este, ascultându-vă cu atenție și confruntând cele spuse de dumneavoastră cu cele afișate pe website-ul NATO, unde sunt demontate punct cu punct afirmațiile diplomației ruse vis-a-vis de relația dintre Rusia și NATO, cred că există și probabilitatea ca alternativă la pacea dorită de unii răsăriteni, cel puțin la nivel diplomatic, să asistăm la o liniște dinaintea unui viscol care s-ar putea să continue și în primăvară. Atenționarea făcută de către președintele Putin la conferința de care vorbeam la începutul intervenției mele, și anume că Rusia își va reveni în 2 ani de zile pentru că speră pe un reveniment al economiei mondiale, și accentuează că Rusia are resurse suficiente pentru acest lucru, mă îndeamnă să cred că lucrurile nu se vor opri aici. De-aia am fost foarte atent în a spune că mă aștept la o evoluție pas cu pas spre normalitate. Și eu mă aștept la pauza publicitară între emisiunea Valorii Euroatlantice și ceea ce urmează în programul 6 TV, dar mulțumesc colonelului Vasile Similianu pentru cărțile și revista cu care i-a poposit din nou la noi. Sper că o să reveniți și cu alte apariții editoriale și, pentru că mi-ați făcut semn cu mâna, vă aștept nu cu mâna goală, ci cu un nou număr la revistei Geopolitica. Mulțumesc și domnului general și pentru modalitatea ofensivă, optimistă și în același timp robustă la nivelul argumentației cu care am putut să parcurgem aceste două subiecte ale ediției de azi, Republica Moldova și situația din Ucraina. Vă mulțumesc pentru atenție, stimați spectatori, am onoarea să vă salut!